cu Novăceanu. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Gorjul în direct, alături de mine în studio sunt doamna Denisa Șuță, consilier județean, Partid Național Liberal Gorj. Bună ziua, bine ați venit, doamna Șuță. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Ne bucurăm și de prezența domnului primar Dănuț Birău, PSD Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule primar. Să rămână, mulțumesc. Un an 2017 cu sănătate și bucurii ascultătorilor noștri. Și telespectatorilor, mulțumim mult de tot, să dea Dumnezeu să fie un an mai bun ca 2016, pentru că într-un final s-a demonstrat că cu toată guvernarea tehnocrată anul 2016 nu ne-a ajutat foarte mult din aproape toate punctele de vedere, dar sigur că liberalii au o altă optică, motiv pentru care o să îl roag așa în continuare pe Cioloș să vină la Partid Național Liberal, poate pun și președinte, dar despre asta poate vorbim mai spre finalul emisiunii, pentru că așa cum discutam și înainte de a intra în direct, stimați invitați, PNL-ul se reorganizează din temelie. Am văzut foarte multe sancțiuni aplicate unor președinți de organizații, primari, mare parte dintre ei. Poate nu era de așteptat această măsură la Partid Național Liberal, pentru că cu toții știm că un primar acolo, în localitatea pe care o reprezintă, este și președintele filialei din zona respectivă. Dar înainte de asta vă propun să vorbim despre bugetul care urmează să fie întocmit, pentru că în momentul acesta nu avem nici măcar un proiect de buget din partea guvernului Grindeanu. Noi nu știm ce se va întâmpla anul acesta. Discutam și cu alți primari invitați aici în studio. Situația este foarte gravă, sunt localități care efectiv se bazează în cea mai mare parte de banii care vor veni din altă parte și nu din bugetul localității, pentru că la Motru, spre exemplu, din bugetul local nu sunt bani decât pentru salarii. Care e situația la Cârbunești, domnule primar? Chiar astăzi am avut o întâlnire cu șefii de compartimente de la Primăria Târgu Cârbunești, o ședință de vreo 2 ore în care am stabilit prioritățile bugetare pentru anul 2017. Bineînțeles, așa cum a spus și dumneavoastră, nu putem decât să facem un proiect de buget, pentru că trebuie să așteptăm adoptarea bugetului la nivel național, apoi la nivelul județului și abia apoi pe localitate. Sigur că da, noi ne-am fixat niște obiective, niște investiții, pentru că întreținerea și funcționarea nu reprezintă o problemă la nivelul primăriei Târgu Cărunești, putem să ne descurcăm. Dar pentru a da drumul la realizarea unor obiective, sigur că avem nevoie de fonduri guvernamentale și de ce nu fonduri europene pe care să le atragem. Avem depuse niște proiecte pe mediu pentru Spitalul Orășenesc de Urgență, sperăm să obținem acest proiect, unde cofinanțarea noastră este undeva în jur de 200.000 de lei. Noi avem pe un proiect guvernamental tot la fel o cofinanțare de 200.000 de lei noi pentru reabilitarea Casei de Cultură Tudor Arghezi din Târgu Cărbunești și sigur că da, avem nevoie de acele investiții pentru strada Pieții, care știți și dumneavoastră că arată așa cum arată, și să sperăm că în sfârșit Compania Națională de Drumuri va demara procedurile pentru reabilitarea drumului DN67B care traversează orașul Târgu Cărbunești și care arată așa cum arată și pune probleme tuturor celor care trec prin orașul nostru. Doamna Șuță, întârzie mai mult decât ar trebui proiectul de lege vizând bugetul? Nu știu dacă întârzie mai mult decât ar trebui. Eu sunt foarte curioasă cum vor construi acest buget și dacă își vor reuși să îndeplinească ținta de deficit bugetar, eu nu cred. Înțeleg că se grăbesc, cel puțin din declarațiile premierului de fapt, Liviu Dragnea, făcute vineri, că există o proiecție bugetară și că până la finalul acestei luni proiectul ar trebui să fie aprobat, deși, după cum știți, există niște proceduri, că se face această proiecție, specialiștii din fiecare minister dezbat pe acest proiect și abia apoi ajunge în Parlament, unde de asemenea poate suferi modificări. Nu știu cum vor reuși să păstreze această țintă de deficit. S-au primit asigurări și de la premierul Sorin Grindeanu că nu va fi depășit 4%, deși există o diferență între venituri și cheltuieli de 24% din declarațiile domnului Grindeanu, adică cheltuielile vor fi mai mari decât veniturile cu 24%.
Ca atare, nu sunt economist, nu sunt specialist, însă cel puțin dacă inclusiv Sorin Grideanu a recunoscut acest lucru și specialiștii sunt rezervați în privința faptului că va putea fi pus în aplicare acest program cu care a venit guvernul PSD, și eu sunt sceptică că vor putea face acest lucru, dar fel din punct de vedere politic s-au și pregătit în acest sens și vă reamintesc declarațiile domnului Dragnea legat de gaura, ca să îl citesc, de 10 miliarde de lei din buget, deși s-a explicat foarte clar, inclusiv de către fostul ministru al finanțelor, că o astfel de absență a acestor fonduri din bugetul pe 2016 ar fi însemnat depășirea deficitului bugetar, care s-a încheiat sub 3%, așa cum prognozase guvernul anterior 3% și cum își luase angajamentul față de Uniunea Europeană, da? Și s-a încheiat sub 3%, deci la 2,69 din câte știu eu la sută. Ca atare, încearcă să găsească niște țapi spășitori pentru și să dea vina pe greaua moștenire, ca de obicei, pentru nerealizarea promisiunilor din campania electorală. Nu știm dacă se vor realiza sau nu. Până una alta, am văzut că guvernul a început să pună în aplicare obiectivele din programul de guvernare. Ați văzut că și de la 1 februarie o să crească salariul minim, o să crească salariile în administrație cu 20%, de asemenea la pensii sunt unele creșteri și diminuări sau până la urmă reducerile de impozit la pensiile sub 2000 de lei. Cred că este normal, fiind la început de drum, să aibă și unele mici sincope așa, dar cred că vor pune în practică programul de guvernare cu care PSD-ul a câștigat alegerile și... Întrebarea scepticilor este cu ce preț? Pentru că grav ar fi să tăiem de la investiții, la fel de grav ar fi să ne îndatorăm și mai mult de cum suntem deja. Asta e oricum ca și investiții, ideea de la care pornesc. Dacă ne uităm la anul 2016, vedem că nu au avut loc prea mari investiții. Nu, e clar că nu este un an de referință 2016, exact. Din niciun punct de vedere. Ne uităm la scăderea de taxe, da? Cele 102 taxe. Se scade acea taxă de mediu. Ce se întâmplă? Am aflat că în județul Gorj sunt la ora actuală 4.000 de numere provizorii la mașini. Da. Deci, vă dați seama că toate aceste mașini, fiind înscrise în România, aduc bani, aduc asigurări, aduc impozite în România. Nu se mai duce nimeni să le înscrie în Bulgaria. Și atunci, o mare parte din banii care se pierd din această taxă de mediu sunt recuperați prin faptul că ai mai multe matriculări și mai mulți bani. Da, dar pe de altă parte mai există o problemă. E ca un fel de bumerang eliminarea taxei. Pe de o parte se va înmulți numărul mașinilor vechi înmatriculate în România și ăsta este, cred că, cel mai mare pericol, iar taxa, sigur, e neconstituțională, încalcă legislația europeană, putem înțelege lucrurile, dar trebuie să găsiți soluții pentru a limita mașini, cumva. Deci toate aceste mașini trec printr-un filtru. Acest filtru se numește Registrul Autoromân, da? Ei, toate aceste mașini puteau să circule pe drumurile țării noastre și matriculate în Bulgaria, pentru că se duceau le matriculate dincolo și circulau pe drumurile noastre. Deci, până la urmă, haide să vedem și partea plină a paharului, faptul că matricularea acestora... Nu, deci eu mă bucur tare mult că se întâmplă lucrul acesta, pentru că trăiesc în România și îmi doresc ca România să plătească cât mai puține taxe, dar pe de altă parte îmi doresc să am o țară în care se trăiește sănătos, totuși nu... Dar să ne gândim la aspectele... O țară sănătoasă din toate punctele de vedere, nu doar din punct de vedere sanitar, pentru că nu cred că este sănătos să îndatorăm această țară astfel încât copiii noștri să nu aibă un viitor decât să stea în genunchi la organismele internaționale. Pentru că asta se va întâmpla. Deocamdată, în momentul ce nu au reușit să ne explice pentru mărirea salariilor minim pe economie ce sursă avem, pentru mărirea punctului de pensie ce sursă avem, pentru ce câștigăm dacă scoatem cu ce, da, acoperim scoaterea unor taxe. Vor fi puse alte taxe, da, că nu se poate altfel, așa vor face, vor pune alte taxe în subsidiar
Unele dintre ele chiar au apărut, iar din acelea 102 știm bine doamna, că unele știm, deja erau scoase. Dacă ne uităm retrospectiv, eu nu l-am auzit pe domnul Dragnea să ne explice din ce surse face lucrurile astea. Deci nu a spus nicăieri. De câte ori a fost întrebat, nu a spus. Nu a spus nimeni din PSD că va face investiții pentru crearea de locuri de muncă. Da? Care sunt singurele care pot susține aceste măriri de salarii, de taxe. Însă nu vor face asta, pentru că mărirea salariului minim pe economie, sigur, foarte necesar, ca și mărirea pensiilor în România, foarte necesare, da? Pentru că suntem o țară săracă și cu venituri mici, dar trebuie să găsim surse cu care să susținem din punct de vedere economic aceste măsuri. Ori ei nu au vorbit niciodată despre aceste surse. Nu au spus că vor crea noi locuri de muncă. Nu, deci o explicație, și poate domnul primar cunoaște fenomenul, ar fi aceea că, odată reduse anumite impozite, colectarea la bugetul de stat va fi mai mare. Din experiența dumneavoastră, știu că și cu TVA-ul e real fenomenul, adică dumneavoastră chiar încasați mai mult dacă reduceți, știu și eu, aplicați reduceri la Cărbunești. Vin oamenii în număr mai mare și își plătesc? De obicei este acea bonificație de 10% în primele luni ale anului. Codul fiscal. Automat foarte mulți vin să-și plătească taxele și impozite în această perioadă pentru a face această mică economie. Ce se întâmplă? Ce a spus doamna referitor la împrumuturi? Nu este neapărat necesar să ne împrumutăm dacă am mărit pensiile și salariile, pentru că dacă ne uităm în anul 2010, când salariile noastre s-au tăiat cu 25% și TVA-ul a sărit cu vreo 5% de la 19% la 24%, acel guvern care a tăiat foarte mult s-a și împrumutat vreo 20 de miliarde în exterior. Bani din care am plătit și probabil plătim în continuare. Deci nu neapărat crește împrumut. Iată că și în perioada când s-a tăiat avem timp, țara noastră să vedem, s-a împrumutat. Sigur că da. Haideți să vedem cum să aceste lucruri, însă să nu fim în care chiar atât proiecție de sceptici. Și când să faci, lăsați-mă să fiu sceptică din principiu, pentru că nu cred în Liviu Dragnea și nu a venit cu niște explicații coerente din care să rezulte că pot susține toate aceste măsuri pe care le-au promis în campanie electorală, care de altfel sunt benefice pentru România, repet. Însă ele trebuie să fie bine ancorate în realitatea economică, da? Ori acest lucru nu se întâmplă. Nu sunt ancorate în realitate și nu sunt explicate sursele din care vor fi susținute toate aceste măsuri economice. Vor crea inflație, vor crea inflație, da? Nu vor face altceva, iar practic în buzunarele românilor nu se vor simți aceste mări. Inflația are de unde să fie, pentru că păi asta acum este, doar pe inflație, nu este altceva. Asta de la este, minus este 0,5%. Păi nu știu cum suntem, da. Suntem în deflație acum. Și cu gaura aia de 10 miliarde, cum de mai suntem în deflație? Când credeți dumneavoastră, domnule primar, că ar fi data limită până la care să se aprobe legea bugetului, păi, să treacă legea bugetului? Probabil undeva 26-27 săptămâna viitoare. Luna aceasta. În următoarele 10 zile bugetul va fi aprobat. De ce? Pentru că, după câte ați văzut și dumneavoastră, la nivel de ministere, au loc acele discuții cu Ministerul Finanțelor, care până la urmă este cel care face bugetul și alocă fondurile pentru fiecare minister. În Parlament, fiind acea majoritate destul de consistență, cred că va trece așa mai pe repede înainte și probabil undeva în jur de 26-27 bugetul va fi aprobat, promulgat, publicat în Monitor. Apoi urmează cam 45 de zile fiecare unitate administrativ-teritorială să adopte propriul buget, bineînțeles după ce s-a trecut și pe la Consiliul Județean și s-au primit sumele de la finanțe pentru fiecare localitate în parte. Eu sper ca la Cărbunești, undeva în jurul datei de 15 februarie, să avem buget și să putem să... Până în acest moment nu este împiedicată niciun fel activitatea primăriei. Se lucrează cu 1/12 din anul precedent. Deci, pe orice capitol bugetar, pe investiții, pe cheltuieli, asta e procedura. Se lucrează cu a 12-a parte din anul precedent, deci din anul 2016.
Mi se pare că este o situație tristă la nivelul județului Gorj, în condițiile în care vorbim de atât de multe primării care se bazează în mare parte pe banii veniți de la bugetul statului și nu pe bugetul propriu. Sunt foarte mulți primari care au, la fel ca și guvernul Grindeanu, dedus la bun sfârșit un program cu care a mers în campania electorală și sigur că acest program depinde foarte mult de banii pe care fiecare îi are la dispoziție. Putem să spunem că cei care nu reușesc să facă acest lucru și-au mințit electoratul sau despre ce este vorba? Sigur că primarii sunt strâns legați de ceea ce se întâmplă în guvern și de acest buget, pentru că dacă nu primește bani pentru investiții, nu are ce să realizeze un primar ca și în localitate. Chiar dacă a promis că va face nu știu ce. În momentul în care nu primește bani, nu are ce să facă, nu își va putea plăti nici facturile, va înregistra arierate și de investiții nici nu poate fi vorba. Probabil că, nu știu, eu aștept să văd proiecția bugetară, aștept să văd cât de cât o viziune a acestui guvern ca să putem să ne spunem o părere, pentru că deocamdată nu știm decât ce vor să facă, nu și cu ce. Aveți emoții cu privire la momentul în care vor fi împărțiți banii de către Consiliul Județean Gorj? Știm cu toții cum s-au împărțit banii de către Consiliul Județean. Este o acum conducere nouă, un nou Consiliu Județean. Speram să nu se mai facă discriminări de natură apartenenței politice în privința primarilor, pentru că, până la urmă, fiecare primar, indiferent că este de la PSD sau de la alt partid politic, reprezintă comunitatea respectivă, iar și oamenii din acea comunitate cred că au aceleași drepturi ca și cei care sunt în comunității PSD. Tot și vă dau un exemplu, de exemplu, comuna Bolboș, da, unui primar PNL care nu reușește să plătească datoriile făcute de vechiul primar PSD, deși e la al treilea mandat. Adică nu i s-au dat niciodată bani, nici măcar pentru plata arieratelor. Este o discuție care se poartă cam în fiecare an și de fiecare dată când se împart banii la Consiliul Județean. Depinde în ultima perioadă. După ce va apărea legea bugetului, se va putea observa modul în care unitățile administrative teritoriale vor primi bani. E posibil prin acea formulă să primească direct de la guvern, da, în funcție de număr de locuitori, de proiecte, de mai multe criterii, sau e posibil să primească prin Consiliul Județean. Asta nu putem să o știm decât în momentul în care legea bugetului va fi aprobată. În orice caz, cred că mai bună este varianta în care se primesc banii în baza unei formule și baza, cum spunea și doamna Șuță, în funcție de arieratele pe care le au, în funcție de proiectele pe care le au în derulare și așa mai departe. Da, adică e o logică simplă pe care ar trebui să meargă autoritățile județene și centrale. Cu aceste arierate, acum e ca și la noi acasă. Dacă unii dintre noi suntem chizuiți și ne calculăm cheltuielile și încercăm să ne întindem atât când ne permite punga, iar alții suntem mână spartă și ne trezim cu datorii, iar la sfârșitul anului ne așteptăm să vină cineva să ni le plătească. Nu ați știu preluat cât primăria Cărbunești cu datorii, domnule Birou? Nu. Ați preluat-o de la un primar liberal. Nu. Repet, sunt primari liberali care au preluat primării PSD cu datorii foarte mari, pe care nu reușesc să le plătească nici acum. V-am dat exemplu primăriei Bolboș. Și mai sunt și altele în această situație. Deci nu se pune problema gospodăririi, pentru că nu există alte surse decât taxe și impozite locale pe care să-și construiască bugetul o primărie, în afară de primăriile care beneficiază de redevențe de la complexul energetic Oltenia, care sunt câteva în zonele în care această companie funcționează. Dar altfel, celelalte primării își construiesc bugetul din taxe și impozite locale. Da, depinde nu cine a avut noroc în viață. Banii la dispoziție în afară de a plăti facturi la energie. Cred că la trebuie să există o compensație acolo unde nu există încasare solidă la bugetul local sau nu neapărat vedeți, încasare, ci un proiect ce de buget se solid. Și am mai spus, e o problemă a codului fiscal care este în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Are acolo o prevedere care nu-ți permite să încasezi impozite și taxe locale dacă cetățeanul respectiv are o amendă.
Da, știu. Prima dată trebuie să iei banii pe amendă și apoi taxele și impozite. Foarte mulți dintre acești oameni au contestat aceste amenzi în instanță. Unii dintre ei au procesele în derulare și măcar pe perioada proceselor ar trebui să existe cumva o măsură de suspendare a acestei prevederi, să poți să încasezi taxe și impozite până când acea hotărâre rămâne definitivă și irevocabilă. E, nu există așa ceva și eu unul o să le prezint la parlamentarii PSD de Gorj acest aspect, pentru că vin și mă confrunt aproape zilnic cu oameni care vin și, domne, nu pot să plătesc impozitul că am amendă. Dar uite, eu sunt la judecată, chiar am câștigat, câte unii au pe site, dar n-au primit comunicarea acasă ca să treacă timpul respectiv pentru a o face definitivă și revocabilă. Și atunci și noi stăm cu bani neîncasați și oamenii plătesc penalizări la... Probabil că nu este doar problema cu care vă întâmpinați, asta este o problemă generală și de aceea și probabil că... Și mulți au luat amenzi de că a mers pe bicicletă și n-a avut nu știu ce stop sau că a mers cu căruța și a avut un băț mai lung cu o jumătate de metru. Deci nu... Uite că ar trebui să fie temă pentru toți parlamentarii, nu doar din județul Gorj, să susțină acest proiect, modificarea legii exact, în Parlamentul României, astfel încât să evitați... O altă chestie cu locuințele ANL. Deci, un apartament ANL la Târgu Cărbunești, dacă vrei să-l cumperi, costă cât e un apartament ANL în București. E veche problema asta. Ea nu este în regulă, pentru că nu compar nici puterea de cumpărare, nici zona în care se află construit respectivul apartament. Sunt foarte multe lucruri. Apropo de asta, câte solicitări ați avut de achiziționare a locuințelor ANL din partea familiilor? Păi deocamdată nimeni. Când aud prețul, zice, mai stăm o tură, mai așteptăm puțin că poate se schimbă. Ajunge undeva la 1.300.000, 1.400.000. Iar din cauza aceasta, probabil că nici nu se vor vinde în viitorul foarte apropiat aceste unități locative. Ăștia, cumperi două apartamente în zona blocurilor vechi de la Târgu Cărbunești. Atunci... Presupun că nu are nicio șansă să se modifice actuala lege. Eu zic că ar trebui să se modifice, pentru că ar aduce bani la bugetul de stat cu care să poți să faci alte blocuri ANL pentru alți tineri. Iată că o temă pentru noi, cei de la TV Sud, să ne interesăm cam câte persoane din județul Gorj, locatari ai unităților ANL, au fost interesați să-și cumpere aceste spații, dat fiind faptul că nu există nicio diferență de preț, așa cum spuneați dumneavoastră, între Târgu Jiu, Târgu Cărbunești sau București. În Cărbunești sunt 12 apartamente, probabil în Târgu Jiu sunt 5-600. Au fost discuții și în Târgu Jiu. Nici aici nu știu dacă a cumpărat cineva. Că... La un moment dat știu că erau câteva solicitări depuse, dar care nu știu cum s-au finalizat până la urmă. Păi de banii ăștia te duci și ții un apartament, ți-l faci după necherman și mai rămâi și cu banii. Și... În buzunar. Deci cine ar fi atât de fraier încât să cumpere? Probabil și că nici mai... nu sunt interesat să vândă locațiile respective, le convine să încaseze chirie. Mă gândesc. Mai ales că altfel... în ultimul timp chiria a crescut foarte mult. Din august de anul ăsta a crescut foarte mult și spre deosebire de ce era până acum, din aprilie, o foarte mare parte din această chirie merge la stat, 70%. Până acum banii veneau în bugetul local. La Cărbunești acum dintr-un 1.100.000 pe an se duc 700 ceva de milioane la stat și doar 300 de milioane la Cărbunești. Până acum nu s-a făcut nimic la aceste blocuri. Acum, din acești 300 de milioane, trebuie să vii, pentru că sunt unele blocuri de 13 ani și automat necesită reparații, investiții. Am înțeles. Vă propun să vorbim în continuare, iată, despre ceea ce se întâmplă aici la Târgu Jiu. Urmează alegeri parțiale. Dumneavoastră l-ați nominalizat pe domnul Marcel Romanescu. Nu mai este niciun dubiu. Domnia sa, dacă a fost, cred că, puțin ironic când a declarat la un moment dat că să vadă ce spune biroul politic, i-ați transmis, domnul Romanescu, pregătiți-vă, faceți-vă treaba că veți fi candidatul nostru la alegerile locale. Nu a fost ironic. Domnul Romanescu cunoaște statutul și știa că este vorba despre procedură. Adică nu putea decât să își manifeste intenția de a candida, însă nu putea să spună că este candidatul până când nu se îndeplinea această procedură. Ea s-a îndeplinit și, într-adevăr, Marcel Romanescu este candidatul Partidului Național Liberal pentru alegerile parțiale la primăria municipiului Târgu Jiu.
A fost o propunere discutată inițial în biroul politic local la Târgu Jiu. Aceștia au venit cu propunerea către BPJ, iar BPJ a validat această propunere. Deci este a fost o singură propunere sau au existat mai multe persoane care au fost luate în discuție și s-a ajuns la concluzia că domnul Romanescu e cea mai bună variantă? Nu, în urma discuțiilor în interiorul partidului și în conducerea organizației județene s-a ajuns la concluzia că este cea mai bună variantă. V-ați bazat vreun pic pe sondajul care l-ați realizat la alegerile locale? De din iunie? Toate avantajele și toate dezavantajele desemnării domnului Marcel Romanescu și am ajuns la concluzia că este cel mai bun candidat. Domnule Birău, sunteți un om cu experiență în ceea ce privește alegerile, candidatura la alegeri. Ați câștigat mandatul, sunteți primar de oraș și ați preluat primăria de la un liberal. Cum vedeți dumneavoastră că s-a schimbat situația aici în ceea ce privește municipiul Târgu Jiu? E ceva, în afară de faptul că nu mai candidează domnul Cârciumaru, evident, este cea mai mare schimbare, dacă să numim așa. Altfel, există vreo schimbare? Pe domnul Romanescu îl cunosc și îl apreciez. A fost o perioadă din viața noastră când ne ocupam de aceeași activitate, așa pe plan sportiv. Cred că PNL-ul a găsit un bun candidat în dumnealui, un candidat care să obțină un procent cu care să nu le fie rușine la aceste alegeri parțiale. Dar totuși cred că PSD-ul, prin persoana domnului Aurel Popescu, care până la urmă vine din iarbă, ca să folosesc un termen sportiv, este acolo, a fost viceprimar atâta timp la Târgu Jiu, prin faptul că și la nivel județean și la nivel național PSD-ul se află la putere, cred că cetățenii din municipiul Târgu Jiu vor cântări foarte bine opțiunile și municipiul Târgu Jiu va avea tot un primar PSD și după aceste alegeri parțiale. Eu cred că va avea un primar PNL și cred că Marcel Romanescu are capacitatea să schimbe aceste cutume și cred că lumea s-a cam săturat la nivelul municipiului Târgu Jiu și a județului Gorj de administrație PSD. O să vedem. Sigur că da. Până la urmă știți alegeri, cum e. Dar eu am încredere maximă în Marcel cel mai bun barometru sunt alegerile și sondajele și absolut tot. Să iasă în primul rând la vot, ca să nu mai fim în situația de la parlamentare și să fim reprezentați de o treime din populația țării, da, care să ne aleagă conducătorii tuturor și sper să iasă la vot și să aleagă un primar cu legitimitate. Da, asta întrebam. Ce s-a schimbat? De ce credeți dumneavoastră că de data asta vor vota altfel de cum au votat în iunie 2016? Teoretic nimic. Nu, vorbim în primul rând despre prezență la vot. Da? Deci inclusiv la alegerile parlamentare, acest rezultat care a adus PSD învingător se bazează pe un vot dat de o treime din populație. Cine i-a ținut acasă pe ceilalți să nu vină? Nu i-a ținut nimeni acasă să nu vină. Probabil foarte mulți sunt plecați. Deci asta sunt mulți oameni care nu sunt acasă. Ei au avut posibilitatea să voteze în diaspora. În realitate, în țară sunt mult mai puțin decât se află pe liste. Foarte puțini au votat. N-au votat exagerat de mulți în afară. N-am mai fost nebunia de la sunt undeva 3 milioane, 3 milioane jumătate. Pentru că nu mai sunt direct interesați cum sunt la prezidențiale de ceea ce se întâmplă la parlament. Pentru că parlamentarii de diaspora practic tot în țară își exercită mandatul, tot în Parlamentul României, deci și mai greu și... Da, chiar și cei din țară trebuie să recunoaștem reprezintă. Că prezența a fost foarte scăzută și dar până la urmă nu e vina celor de la PSD că da. Nu iasă oamenii la fiecare vot. Partid trebuie își mobilizează să-și electoratul la vot. Bun, noi avem diferența o experiență între electoratul și nostru mai... și electoratul PSD s-a făcut prin studii sociologice și se știe foarte bine că electoratul de dreapta este un electorat rebel,
cu un nivel de studii peste medie, a, da? Nu e iar chiar așa, este nu. Foarte Haideți, așa nu cum e, vă nu spun. E chiar așa cu nivel de studii pentru că peste în studiile făcute imediat neapărat elitiste, dar noi nu de ce ne aduceți dumneavoastră? Noi eu vorbesc despre studii sociologice care s-au făcut inclusiv după alegerile parlamentare. Când într-adevăr este pentru prima dată în istoria PSD la aceste alegeri parlamentare când a fost votat de o mare parte dintre votanții cu studii superioare, însă cei mai mulți 59% dintre votanții dumnealor sunt la alegerile parlamentare din de anul trecut, sunt oameni cu cel mult 10 clase. Iar da. Studiul respectiv este deci, public și îl găsiți pe agențiile de la presă. La naștere, la moarte și la vot, toți oamenii sunt egali. Un vot al unui om cu patru clase este egal cu votul domnul unui Birou, doctorat. Domnul ministru dumneavoastră al educației ne-a spus că sunt oameni care din naștere nu pot să ia bacalaureatul. Știți, prima declarație de presă la investitură. Atunci nu mai știu dacă mai suntem atât de egal decât văd că da, păi într-adevăr. Nu, în privința votului pentru PSD, da. La naștere, la moarte și în momentul votului. Dacă acolo nu suntem handicapați, egal așa cum ne vot, crede înțelegeți? Domnul... Nu e vorba, nu cred că la asta... Da, nu cred că... Din păcate, țara asta a avut ministrii a educației destul de ciudați până la urmă. E adevărat, dacă e cel mai potrivit cuvânt. Foarte cuvânt, mulți da. Au fost academicieni. Eu aș vrea să avem un ministru al educației adus de aici, de jos. Eu unul de la care ministru a fost educației chiar director aveam de școală, de unul la... care a fost inspector era general. Era din acest Înțelegeți? Din acest pentru că guvern. În care chiar au avut încredere că poate face ceva, ținând cont de faptul că a fost atâția ani de zile rectorul Academiei de Studii Economice din București. Un om cu un doctorat în 82, adică nu se compară cu ceilalți membri ai guvernului Grindeanu. Doamne, foarte sus iar acolo. Când am văzut această declarație, efectiv am fost șocată și am zis, băi, chiar nu se poate unul să zici despre un membru din acest guvern, din cei 26, că este ok. Este incredibil. Bine, acum nu știu ce să zic, i-ați studiat cu atenție pe fiecare, adică și în privința, da, asta vreau să zic. Adică i-am văzut cu toții și la atitudinea de la investitură și la audierile din comisiile parlamentare. Investitura a fost cumva, atitudinile au fost ostile și de o parte și de alta. A fost sensibilă. Puțin atipică. Da, la fel de ostilă a fost și în audiere, în comisiile parlamentare, în condițiile în care le-au fost adresate întrebări la care nu au răspuns și au răspuns doar la întrebările membrilor PSD din respectivele comisii. Deci sunt miniștrii ai dumneavoastră care doamnă, n-au fost capabili să răspundă la una dacă dintre ne întrebările uităm la tehnocrați, vă aduceți aminte bun. Pe doamna Gușe sau cum haideți, a vrut să o pună, dar n-a pus-o, păi, înțelegeți? Pus-o păi nu a pus-o pentru că și-a asumat o bine, situație dar, și o realitate de la PSD nici nu au nominalizat persoanele de oameni se compară cel puțin din punct de vedere bine, dar mai este o chestiune da? Miniștrii tehnocrați cu miniștrii PSD nu cred că există... Bine, dar mai este o chestiune, adică dacă dumneavoastră spuneți așa dom'le, electoratul nostru este un electorat deștept și cel al PSD-ului este mai puțin deștept. Nu, spus noi de ce nu, de ce nu ați reușit să vă convingeți electoratul deștept că sunteți candidați PSD, potenți și că puteți ca să scoateți țara din impas. Este un electorat captiv. Dumneavoastră știți foarte bine lucrul ăsta. Este electoratul ajutoarelor sociale, sunt în special pensionarii și tot pe studii sociologice vorbim, nu vorbim pe altceva. Acești oameni care stau cu mâna întinsă la stat, da, sunt niște oameni mult mai ușor de manipulat față de oamenii care sunt de dreapta, care sunt investitori, care creează locuri de muncă, care se gândesc cum să producă. Și atunci oamenii de ce nu văd în dumneavoastră varianta salvatoare? Mulți investitori au votat cu PSD-ul acum. O spuneți? Nu știu, eu n-am văzut asta. Vă spun. Nu știu de ce. De ce au votat? Ca să le măriți minimul pe economie pe care nu-l pot susține și să-i obliga să plătească oamenii la foarte negru, mulți, la gri, să disponibilizeze? Au pentru ce? Că acea, pentru ei n-am văzut în programul de guvernare. ANAF-ul trebuie să facă acea acțiune de prevenție și nu direct de sancționare, o
măsură foarte bună. Mă rog. Și foarte mulți dintre cei care au mici afaceri au spus, uite, e un lucru bun pe care l-a spus Dragnea. Se vorbește, într-adevăr, de o relaxare din acest punct de vedere. Eu nu am auzit de o relaxare fiscală și de urcarea unui mediu propice investitorilor pentru a crea noi locuri de muncă. Nu am văzut un programul PSD ceva practic. Nu vă grăbiți ușor când spuneți că totul trebuia să se întâmple într-o jumătate de lună, adică nu așteptăm să se întâmple într-o jumătate de lună. Așteptăm să ni se explice cum se vor face lucrurile respective. Poate că se pice mai bine să ducă toate lucrurile de lăsați-i să spună de ce n-au făcut. Mai bine să, că văd că încep să le facă. Poate se mai bine să le facă decât să le explice. Zic păi și eu, am văzut că domnul Dragnea le explica cu Carioca, Frumoșelu, el singurul care știe programelul, poate iese și ne mai spune încă o dată tot cu Carioca la tablă Frumoșel programelul. Să înțelegem și de unde susține toate aceste măsuri. Nu, dar nu vă e teamă că oamenii de electoratul se va supăra pe dumneavoastră în momentul în care pe cel ai PSD-ului ziceți că sunt asistați social și că... Doamnă, nu spun eu. Deci nu spun eu lucrul ăsta, îl spune presa și îl spun studiile sociologice. S-au făcut după fiecare scrutin. Deci eu vă spun că la Cărbunești nu sunt 68% asistați social. Noi discutăm la nivel național, că nu discutăm despre electoratul PSD din Cărbunești sau PNL din Cărbunești în acest moment. Discutăm despre un fenomen, de un fenomen la nivel național, pentru că nu putem să împărțim în nu știu câte unități administrativ teritoriale, putem să facem studii, dar nu suntem să, noi să facem așa un mic în măsură noi să facem asta. Da, doctori, asistenți medicali, oameni cu carte, da? Corect. Liberal de profesie. Bun, eu vorbesc... Sunt oameni cu carte, cei din sănătate, da? Evident, bun, dar eu ce vorbesc despre ceea ce s-a studiat și se pe știe. Mine. 20 de secunde, da? Ce se întâmplă? PSD-ul vine cu acele modificări la legea 250, da? Prin care se măresc salariile în sănătate, asistență socială, învățământ, da? Ce face guvernul Cioloș? Guvernul Cioloș, chiar înainte de alegeri, contestă la Curtea Constituțională. Acești oameni cu carte, până la urmă, dacă unii vor să le plătească mai bine munca și alții nu vor, ce să facă? Să meargă să voteze cu PNL-ul care l-au garant pe domnul Cioloș și care nu vrea să le mărească salariile sau cu PSD-ul care... Domnul Birou, ascultați-mă, sincer, știți foarte bine, guvernul Cioloș a emis o ordonanță de urgență a guvernului pentru ordonanța mărirea... Ordonanța 20 da, și pentru apoi modificată prin legea 250. Ordonanța 20 care exact asta prevedea, mărirea salariilor medicilor și a personalului auxiliar din sănătate. Da, bun. Dar cum? Bun. Cu sporurile acordate la salariul din 2009. Că exista o problemă de constituționalitate și că existau discrepanțe între oamenii care aveau aceeași pregătire, aceeași vechime și lucrau unii în spitale, iar alții în instituții de protecție socială și tot existau discrepanțe foarte mari de salarizare, atunci sigur că a trebuit să se găsească o soluție pentru asta. Dacă ataci pentru neconstituționalitate un act la Curtea Constituțională, nu înseamnă că nu ești de acord cu măsurile respective, ci că trebuie să formulezi în așa fel acea lege încât să nu fie în contradicție cu Constituția. Păi, dar n-a fost. Este... Nu a fost ulterior, s-a demonstrat că nu este, dar bine, percepția a spus generală este, percepția generală, orice modificare contestată, orice formă de contestație sau de contestare înseamnă că nu vrei să-mi dai banii. Este așa dacă gândim simplist. Însă dacă analizăm situația, ne dăm seama că trebuie să funcționăm și noi corect, după respectând în primul rând Constituția României. E ca și modificările și să facem la legea energiei, pentru care dumneavoastră de altfel legi. Iar ați pierdut foarte mult Bun, în ochii electoratului. Foarte mult, dar de ce? Pentru și că electoratul să obosește, să fie, obosește să fie atent și că a ascultat doar o parte a explicațiilor și că pur și simplu a refuzat să se uite pe actele oficiale, să se uite pe cameră și să asculte oamenii care explicau ce s-a întâmplat. Au refuzat, dar, efectiv, dar dumneavoastră acceptat cumva, niște... Mai ales în ultima perioadă a fost o strategie total greșită a celor de la PNL, pe lângă faptul că, sigur, e o variantă aceea că vi l-ați asumat la nesfârșit pe Dacian Cioloș. O altă variantă este că dumneavoastră practic nici nu ați venit cu soluții foarte bune în perioada campaniei. Dar dumneavoastră, percepția generală era aceea că PNL-ul se opune la aproape orice.
ceea ce a fost o greșeală din partea noastră, dacă este să privim ca o strategie. V-ați, și ținte ca Dragnea și PSD-ul, da, și simplu nu veneați cu alternativă. Dar nu este cazul să vă dau eu sfaturi, sunt convinsă că aveți strategi foarte buni și nu este, nu are rost să mai discutăm despre asta. Vorbim Haideți despre Romanescu. Ajungem la dictatură în condițiile în care nu există opoziție. Nu, eu sunt foarte tristă că diferența dintre PSD și PNL este la, la această nu doamna Șuță. Un partid, ne întoarcem în doamna o formațiune care să spună, fraților, ăștia vin și vorbesc chestiile astea, dar nu e așa. Uite, este așa. Și omul acela să aibă capacitatea de a discerne între ceea ce îi spui tu, ceea ce îi spune celălalt, care este adevărul, și alta este să îl asculte numai pe domnul Dragnea și PSD-ul și să nu mai audă altceva, da? Nu, noi ne bucurăm, deci, că avem opoziție. Trebuie să existe opoziție. Repet, trebuie tristețea generală, măsurile, tristețea pentru că, situației, situația este că PNL-ul este la o diferență atât de mare de pe, asta este tragedia. Asta e tragedie pe, poate pentru noi ca partid. Nu, pentru noi ca țară, doamna Șuță, este pentru noi ca țară că nu avem opoziție. Păi, dar nu e vina noastră. Seama, da. Păi avem sau nu avem? Ori ne opunem la toate, ori avem, ori avem opoziție, ori nu avem opoziție. Păi da, stați un pic. Una este să faci opoziție constructivă și alta e să faci de dragul de a face și să la Curtea Constituțională a unei legi care s-a considerat că este abuzivă, nu este care opoziție. Este? Care lege a fost abuzivă? Asta, 250, asta la care vă referați dumneavoastră. Abuzivă, a spus că nu este opoziție constructivă. Este opoziție constructivă. Nu, da, da? În momentul spun? În care deci, vii din punct de vedere strategic, doamnă, din punct de vedere strategic, dacă peste două săptămâni avem alegeri și omul pe care noi îl susținem să fie prim-ministru în continuare spune că nu, el nu e de acord cu legea aia, că nu poate să dea salariile alea și o și atacă la Curtea Constituțională. Ce să fac cu oamenii aia? Da. E, deci e o chestiune. Bine, dar revenim la Romanescu. Același om care a venit și a atacat acea lege a discutat despre legea salarizării unitare, a explicat-o foarte clar, a spus ce presupune chestia asta. Este o lege pe care probabil că dumneavoastră o veți pune să în aplicare. Haideți să o lăsăm pe legea salarizării unitare. Exact. Care este vecina noastră de la Dolj? Legea făcută de PNL și de guvernul Cioloș, da? Nu e chiar aia, pentru că este cumva o... Nu e chiar aia, că o să mai modificați de ceva. Dar esența este aia. Haideți să lăsăm Rovana Plumbu, undeva că... am văzut undeva la 32 de miliarde impactul bugetar, la Cioloș era 19, la Rovana Plumbu era vreo 40 și ceva de miliarde, deci... Asta a fost și principalul motiv pentru care a fost atacată și acea lege, da? Pentru că există acel proiect, da, de legea salarizării unitare. Doamna Șuță, s-au făcut, adică cel puțin era foarte o strategie bună de campanie greșită, cel puțin strategie de campanie greșită, în condițiile în care profesorii erau în pragul unei greve, sistemul sanitar era în aer, noi ați revenit și atacați legea, adică a fost sinucidere curată. Despre asta, asta vreau să scot în evidență. Dar revenind aici la județul Gorj, la municipiul Târgu Jiu, considerați că trebuie să vă schimbați strategia de campanie, dat fiind faptul că principiile pe care dumneavoastră ați mers și în campania la locale și la parlamentare au fost nu neapărat greșite, dar care nu au impact la populație? Nu știu, și dacă ne-am schimbat strategia, oricum nu cred că este o chestie pe care să o spunem public. Va fi o chestiune... Și asta e adevărat. Nu tați dușmanului din casă, exact, sau cum? Legată strict de ceea ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Nu știu dacă recunoașteți este că e greșit, nevoie de o nouă abordare? Este greșit să spui adevărul în România a timpurilor lui Dragnea. Și asta este poate greșit fi, dar nu, deci e Dragnea și restul nu, pur și simplu pentru că electoratul este, se pare educat și are o apetență spre a fi mințit. Este un soi de masochism, însă este ceea ce îi place. Dacă va continua da, așa, sigur că adevărul nu va fi tocmai ceea ce îi place electorului român. Dar cu timpul va ajunge la concluzia că până la urmă tot adevărul este cel care contează. Da, nu știu ce să zic. E o concluzie tristă la care ați ajuns dumneavoastră și e trist să credem că doar mințind putem să câștigăm ceva în țara asta. Poate domnul primar are mai multă experiență dacă, și poate... O să vedem mințin, după această guvernare. Ce se întâmplă? Cei din Sănătate și Asistență Socială deja și-au luat salariile mărite acum în jur de 10 ianuarie și la unii chiar cu 60-70%. Cu fonduri prevăzute de guvernul ăla tehnocrat zero, domnul Birou.
Doamnă, cu fonduri, s-au deblocat cu investițiile la autostrăzi, de la sute de kilometri, haideți tot nu, de guvernul ăla zero de care vorbiți dumneavoastră. Nu, domnul Birou, discutăm zero, despre ipocrizie, nu discutăm despre autostrăzi. Doamnă, discutăm despre un vot pe care l-au dat oamenii și haideți să lăsăm să treacă o vreme, vor fi și aceste alegeri parțiale și probabil o să vă convingeți încă o dată despre votul pe care îl vor da oamenii. Haideți să lăsăm să treacă o perioadă ca acești oameni pur și simplu să poată să-și pună în aplicare pentru ce au fost puși acolo miniștri și secretarii de stat, pentru că așa dacă din secunda 2 când s-a dus acolo ne apucăm să-i hulim și să dăm cu pietre după ei, normal că nu... Ce șanse are domnul Maioreanu să ajungă secretar de stat în Ministerul Energiei? Eu sper să aibă șanse, pentru că domnul Maioreanu, pe lângă legătura afectivă așa pe care o aveam amândoi pe parcursul a 5-6 ani de când s-au ocupat de organizația de la Târgu Cărbunești, a fost până la urmă un om de partid foarte, foarte bun, un om care s-a implicat, a fost acolo când i-a cerut partidul, chiar și în această campanie electorală, deși era pe un loc neeligibil, a făcut campanie și cred că în domeniul de minerii și energie este un specialist foarte bun. Eu sper ca până la urmă să-i fie apreciată adevărata valoare și să primească un post în minister. Avem un telespectator, bună ziua! Se pare că s-a întrerupt legătura telefonică directă. De asemenea, se vorbește și despre domnul Ciurel să revină la complexul energetic Oltenia. Nu vreau să comentez despre persoanele pe care le propune PSD în diverse funcții. Sunt foarte multe persoane care probabil își doresc anumite funcții în PSD. Oameni deja vu, tot timpul când vin la guvernare se întâmplă acest lucru, se vor schimba șef de instituții de concentrate. Și se mai găsesc și alții de pe alte partide. Și așa mai departe. Nu știu cine se găsește, domnul Birău, nu cred că aveți puteți să dați dumneavoastră exemplu. De aici, de la Gorj. Dar eu vă pot da exemplu că în guvernul Cioloș, pe care dumneavoastră îl stigmatizați și spuneți că este al PNL, nu a fost schimbat niciun șef de instituție de concentrat, au fost toți ai PSD. A fost singurul guvern care nu a schimbat pe aici, pe acolo, pentru că prefecții. A schimbat din prefecți. Și atât. Nu a intrat prea mult pentru că nu a avut o susținere. Adevărat, și putea în orice clipă să din se trezească. Ba din potrivă. A avut susținere și de la PNL și de la PSD, domnul Birău, că știți foarte bine cum a fost investit guvernul tehnocrat și știți la fel de bine că ați avut reprezentant în acest guvern chiar vicepremierul Dâncu. Putea în orice clipă să se trezească cu o moțiune de cenzură dacă depășea anumite... Nu cred că își permitea nimeni să iniție, sau dumneavoastră și de la PSD, cât și de la PNL nu aveau interes. Nu vă puteați permite să iniție moțiunea de cenzură, că cine știe, poate urmau alegerile și nu era deloc bine pentru dumneavoastră. Eu știu, adică e o strategie, dar, repet, sunt foarte multe de... E înțelept să vină acum să schimbe șefii de la de concentrate în condițiile în care sunt tot ai PSD-ului. Probabil vor face niște evaluări pe criterii profesionale. Da, sunt și eu curioasă, asta vreau să zic. Nu? Ce presupun criteriile? Atunci... Că nu înțeleg. Aceleași probabil pe care au fost unii, numiți și unii dintre miniștri. Șefi sunt... ocupă acele posturi prin concursuri. Da. Alții sunt numiți cu delegație sau, mă rog, cum... Probabil că la aia care sunt numiți cu concursuri e mai greu să umbli, pentru că îl dai afară și apoi te dă în judecată și te trezești că trebuie să-i plătești despăgubiri, că acolo unde sunt numiți cu delegație e mai ușor să umbli. Da. Ați văzut ce se întâmplă cu concursurile pentru directorii de școli și dumneavoastră care veniți din sistem, da, știți de despre ce vorbesc. Ce deci nu poți să faci concurs în luna octombrie. Bun, și să fim serioși. Deci se revine și cei care nu au reușit să ia acest concurs sunt acum, doamnă, cu derogare lăsați să fie directori ai PSD. Metodologia din legea învățământului pe care a făcut-o domnul Funeriu, colegul noastră, prevede ca undeva în lunile aprilie-mai să se țină aceste concursuri de directori, ca cel care câștigă concursul să poată să preia undeva la 1 iulie să pregătească începutul noului an școlar. Și nici de cum, uite, știți ce se întâmplă acum? Foarte multe școli sunt date peste cap cu orare, pentru că cel care a fost director, fiind degrevat de ore, trebuie să se întoarcă înapoi la catedră. Deci din 4 ore trebuie să aibă 18 ore. Ăla care a venit să suplinească pe orele lui a rămas în aer, a rămas fără serviciu sau cine știe pe unde își găsește postul. Nu cred că a fost o idee foarte bună organizarea acelui concurs. Dacă vrea să facă, trebuie să-l facă undeva la începutul lunii august, ca la 1 septembrie să-i fi numit cu concurs pe dacă toți. Faci un concurs
să revii și să dai derogări pentru cei care nu s-au dat acolo unde nu au fost, ascultați-mă. Trecut sunt, acel concurs. Sunt 300 și ceva de posturi de director în toată țara. Acolo unde în școala respectivă nu a vrut nimeni să fie director și pentru că, virgulă, consiliile profesorale trebuiau să facă propuneri, iar cel care era propus să fie de acord, să primească... Știți bine că majoritatea directorilor de școli au fost PSD, pentru că au rămas din timpul guvernului Ponta susținuți nu de inspectoratele școlare județene, care au inspectori generali PSD. Sunt unii care sunt directori din 2006, 2007, 2008. Nu sunt, ascultați-mă, nu e chiar. Iată că Partidul Național Liberal a trecut efectiv la măsuri în urma demarării procesului de, știu și eu, reorganizare. 11 șefi de organizații din județul Gorj au fost schimbați. Mi se pare interesant faptul că mare parte dintre aceștia sunt chiar primari în exercițiu, președinți de organizații, cum este domnul de la Bolboș, domnul primar de la Bolboș, domnul primar de la Bumbești Jiu. Și așa și mai... E președinte, da, era președinte de organizație. Cum puteți să explicați electoratului că oamenii aceștia, în viziunea dumneavoastră, nu a noastră, Denisa Șuță, ci a președintelui Partidului Național Liberal, îi găsesc vinovați de rezultat? Bun, această decizie a fost luată de biroul politic județean al Partidului Național Liberal. Deci, din care noi toți aceștia care fac, suntem parte. Membri în... în acest organism, nu toți primarii fac parte. Primarul Bobaru, da, este unul dintre primarii care face parte din biroul politic județean și a și fost prezent la ședința de BPJ. Am decis acest lucru. De ce? Sunt ultimele 10 organizații cu scorurile cele mai mici, mult sub ceea ce și-a asumat fiecare dintre ei înainte de alegeri în cadrul unei ședințe de CDJ. Este practic un target pe care și l-au asumat. Sigur, acum ținem cont de faptul că s-a întâmplat acest lucru la nivel național, adică nu s-au coborât mult procentele, inclusiv la organizația județeană. Dar sunt ultimele 10 organizații și cred că într-adevăr este nevoie să reconstruim acele organizații din temelii, cu atât mai mult cu cât în fruntea lor erau președinții care erau președinții, erau primarii localităților respective. Cu atât mai mult cred că este necesar. Nu are legătură cu activitatea administrativă a primarilor respectivi, absolut nicio legătură, ci cu activitatea politică și cu implicarea în acțiunile partidului pe care îl reprezintă și în campania electorală. Deci nu are legătură cu partea administrativă. Vă surprinde o astfel de decizie de la un partid politic stă la final? Până la urmă, fiecare partid trebuie să ia anumite măsuri, pentru că dacă ai înregistrat un astfel de eșec, trebuie să vii și cu decizii, măsuri. Decizii. Suntem la final. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația și că ați acceptat discuția de aici din studio. Vă mai aștept și cu altă ocazie, stimați invitați. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Noi ne revedem și ne auzim mâine. Mulțumesc. Toate cele bune! De luni până vineri, imediat după jurnalul orei 13, îți dăm posibilitatea să fii tu cel care pune întrebări. Sud FM aduce...